Trinitas TV va participa la prima ediție a Festivalului Internațional de Film Quo Vadis. Evenimentul va începe mâine la Iași și își propune timp de 4 zile să inspire publicul prin intermediul unor filme care îndeamnă la reflecție și la aprofundarea spiritualității ortodoxe. Televiziunea Patriarhiei Române s-a înscris cu 4 filme ce vor putea fi vizionate în primele 2 zile ale festivalului. Prima zi a festivalului va aduce în atenția cineaștilor povestea locurilor în care, în urmă cu 2000 de ani, Mântuitorul Hristos a vestit Evanghelia, a pătimit și a înviat. Filmul Ierusalim va fi prezentat începând cu ora 12:45 în sala de cărămidă a Palatului Braunstein din Iași. În cea de-a doua zi a festivalului vor putea fi vizionate alte 3 producții ale televiziunii Patriarhiei Române. Viața unuia dintre cei mai iubiți sfinți din întreaga lume ortodoxă va putea fi redescoperită prin intermediul filmului Sfântul Nicolae, Chipul Blândeții. Proiecția va avea loc la Ateneul Național din Iași, începând cu ora 14. Este cel mai iubit sfânt al creștinătății. Filmul Martirul Unirii, Sfântul Preot Mucenic Alexandru din Basarabia, prezintă viața unui cleric basarabean care și-a pierdut libertatea și viața pentru vina de a semna Actul Unirii din anul 1918. Pelicula va fi proiectată începând cu ora 11 în sala de cărămidă a Palatului Braunstein. În aceeași locație, de la ora 12:30, publicul va putea viziona filmul documentar Români în Gulagul Sovietic. Avem un nucleu creștin al festivalului, în sensul doctrinar, avem și o zonă confesională a documentarelor explicit creștine, dar avem și un perimetru destul de larg al filmelor care nu provin neapărat din spații creștine, dar oferă mari valori evanghelice, umaniste, umanitare. Noi încercăm să aducem povești de viață reale, de mare învățătură pentru oamenii aspiranți a trăi creștinește. Chit că aceste povești de viață sunt explicit creștine, cum sunt în cazul documentarelor Trinitas sau de la Doxologia, care de asemenea sunt găzduite în cadrul festivalului, dar de asemenea avem valori creștine foarte bine puse la punct în cadrul unor filme venite din spațiul ex-iugoslav sau din spațiul grecesc, un filme dedicate unor mari sfinți sau stareți îmbunătățiți ca Iosif Atopedinul sau ca Sfântul Nectarie, așa că vom avea multe filme pe care le vom putea vedea, care să formeze și tânăra generație și care să bucură și generațiile mai vârstnice. Noi oferim în cadrul festivalului filme foarte diverse, atât filme de ficțiune cât și documentare, atât filme produse în studiouri profesioniste dedicate doar filmului, cât și filme de televiziune care reprezintă un format aparte și eu zic că este foarte bine ca el să existe în cadrul unui festival și să existe o colaborare, o posibilitate de a învăța unii de la alții. Cred că alături de aceste filme poate că vor fi prezenți și unii dintre realizatorii lor care vor putea avea ocazia să vadă și alte filme din spectrul festivalului și un festival este important, chiar unul tematic cum este al nostru, să prezinte filme de diferite genuri și adresate diferitelor spectre de public, atât filme de artă care se înțeleg poate mai greu sau cu anumite explicații, cât și filme de public, cum este secțiunea de mari succese internaționale ale filmului creștin. Filmele vor putea fi vizionate gratuit în baza unei rezervări prealabile. Detalii despre programul complet, dar și despre accesul la eveniment, puteți afla prin intermediul site-ului gvo-vadis.ro.